de îndrăciți și făcea Sfântul Masul. Și zicea, și părintele vorbea cu dracul, n-avea și el ce face. Vrea să-l scoată și aha, ce rugăciuni spui tu aici, dar habar n-ai tu, cine a făcut salvarea? Pe cum cine a făcut salvarea? Oamenii, ca să ajute pe oameni care se află în pericol. Ești un prost! Pe cum să-l prost? Cum așa? Poți să spui tu altceva? Dar noi am făcut salvarea. Ca oamenii să nu mai alege la duhovnic când sunt pe moarte. Să meargă în salvare și salvarea omorâm noi. Și te dă cu milioanele cade în iad de atunci. Fraților, ne îmbolnăvim mai întâi duhovnic și apoi salvare. Spovedanie. Și nu uităm să urmăm și leacurile, dar cu discernământ. Ați înțeles, fraților? Sfântul Grigore Palama ne învață asta. Sfântul Grigore Palama, când ne arată că adevărata cunoștință este de numai de la Dumnezeu. Și în cartea aceasta de care vă spuneam, tratat asupra pentru cei care se liniștesc, era un frate începător care era batjocorit de cărturar. Frate, tu degeaba stai în mănăstire, degeaba te rogi, degeaba postești, că nu știi nimic, n-ai habar de cele de la Dumnezeu. Uite, noi cercetăm, citim atâtea studii teologice, ca ta filozofie, și noi putem afla ce-i cu Dumnezeu. Vino să te învățăm noi. Și era tulburat. Și iată, vă rog frumos, în final, pentru final, asta e învățătura care vreau să vă las.